astăzi vom sta 24 de ore în renumita mașina lui Zbor, pe care ați văzut-o cam peste tot. Ați văzut-o pe TV, ați văzut-o pe TikTok, ați văzut-o pe YouTube și am rugat dacă pot să fac videoclipul ăsta. Bine, recunosc, a fost ideea mea, a fost ideea mamei lui, dar aia e, nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like, pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult. Și drept, mie mi-e un pic frică să conduc asta, pentru că nu e neapărat safe, nu știu cum a făcut Zbor asta până acum. Și pe aia o să... Antrenează-te, că când o să ai Lamborghini, cum o să faci? Lucru foarte important e că mașina asta nu are voie să se oprească, pentru că știți bine că mașina asta pornește cu cablurile. Mi-a fost rușine să-i cer cablurile lui Daniel. Deci dacă se oprește mașina, are motorină. Da. Perfect, băi, nu se oprește asta niciodată. Că fapt divers, nici nu puteai să mergi să pui altă motorină. Când ai voie să ieși din cartier și n-avem benzinărie în cartier. O benzinărie în cartier. Da, frate, ce idee bună, de ce nu m-am gândit până acum? Nu știu cum o să fie, ideea e că nu am încălzire. Am luat hanul ăla cu pe mine, n-a fost o idee foarte bună să-mi iau blugi rups, pentru că e destul de rece afară. Și vedem ce facem astăzi pe parcursul a 24 de ore. Vrei să te dau? Hai, frate, mă dau. Nu frână cu stângul, trebuie să țin minte, nu frână cu stângul. Ce prost sunt? Am pus frâna cu stângul! Prima oară când a condus Robi mașina asta, a pus frâna cu stângul și aproape ne-a aruncat. Bă, dar ce ciudat, eu tot timpul m-am urcat cu dreptul, dar nu știu cum drag să mă urc cu stângul. Așa. Urcă-te din spate și sar peste scaun. Nu cred că așa trebuia să mă urc. Opa așa. Ba da. What the fuck, deci am pus obicei să zic opa așa de fiecare. Efectiv să real life drag din meme-urile alea. Centurica, foarte important. Turica frumos că n-avem voie să facem nevrute. Foarte important să nu apeși pe butonul de start. Okay? Mai spune-mi o dată cum funcționează schimbătorul. Mai sunt sigur, vine ceva. Holy. Bă, Mustang-ul e mic copil pe lângă mașina asta. Are botul de 2 metri. Da, are mare rău botul. Și n-am oglind, n-am plafon și n-am nimic. Și m-am dus în direcție. Ba da, m-am dus bine că acolo e drumul mai strâmb. Wow, bă, în ultimul timp eu am condus doar mașini automate. Mă rog, a mea e manuală, dar... Not a flex or anything. Îmi doresc să nu vină nimeni. Dacă vine cineva... Nasol. Am intrat cu port bagajul în mine. Stai un pic. Ai ceva important de făcut. Vrei să mergem să-i ducem ciocanul lui Vrum? Vreau să fac asta cât ești cu mine, că după aia o să fiu singur și nu s-am cum să mai fac asta. Okay. Și sper ca prietenii mei, dacă o să apelez la ei astăzi, să răspundă și să vină să mă ajute, dacă o să am nevoie. De ce ai avea nevoie? Ce se poate întâmpla până la urmă? Nu spune asta la început de vlog. Acum antrenez pentru Mercedes AMG-ul ăla pe care o să-l am mai încolo, de are botul om și fundul mic. Da, da, da. Te-ai comandat deja? Încă nu. Aștept să iasă următorul model, că după aia apare următorul model și ăsta nou se învechește. Opa, domnul, stai acolo că... Stai că... că nu e bine. Stai că-s oameni. Că-s oameni și vezi că asta, când schimbă viteza, parcă sare așa de pe stradă. Aoleu. Încă nu o schimbase. Ia-o pe câmp, ia-o pe câmp. Adevărat? De ce are? Adevărat? Da, mă, ia-o pe aceea. Eu credeam că glumești și mă așteptam să zici bun, ca... Dar chiar suntem pe câmp! Au o nebun, bam, bam, ce bani eu! Cred că putem să urcăm pe acolo. Dar nu știu ce încerc. Om! De la praf, frate. Legit, suntem pe câmp. Bă, mă duc. Facem o liniuță? Stați să întorc! Să știi că este foarte unsafe ce faci, vorbești la telefon în timp ce conduci. Bă, a plecat omul cu liniuța! A luat-o înainte. Unde s-a dus? Mă, de ce faci? Ești acasă? E Linca, nu. Vreau seara noua mea mașină. Era o mașină? Da, n-am spus nimănui. Hai că vin, pa. Kickdown. Mere, urlă! Ajutor! Păi când schimbă viteza, face mix așa. Nu înțeleg. Bă, doar să nu plouă. Asta? Fii atent, am fost ieri cu Zbor la filmări și m-a ținut 10 ore și mi-a dat mie asta. Păi ce faci cu ea? E mașina mea. Unde mergi cu ea? Deci eu pentru asta am lăsat banca, m-am îmbrăcat și am fugit afară. Are, măcar ea e o baterie să-mi fac pe ciorul. Nu știu ce ai putea să faci? Ce? Să te apuci să faci Uber cu ea. A, dar cer mulți bani, 50 de lei dintr-o parte în alta. Da! Ei, uite-te și tu cum mergi, vrei să te vin? Are de ales dacă vrea să urce în dreapta, să-i chinuie sau să meargă spate dreapta ca VIP-ul. Fake Uber. Nu! Silene, mă, să cobori să filmezi cu... N-am voie! Stau 24 de ore în ea. O te crapi aici, Ania. O să mor de frig dacă plouă, e rău, dacă se oprește mașina, e rău. Să-ți dea Dumnezeu oportunitatea de a rămâne fără nu permis. Dosar penal. Da, da, da. Bine, urăm spor lui Robinet, iar mașina lui nouă. Care nu e mașina lui nouă și mi-a stricat eu seria la sală. Abia apucat că m-am lăsat și m-am reapucat. Eu deja îmi făceam film ce mașină și-a luat Robinet. Da, eu credeam că și-o fi luat Camaro. Dar te felicit pentru că vei sta în ea. Sau cel puțin vei încerca.
circa, dar eu nu cred că stai până dimineață. Bună ziua, am ajutat un pic, vă rog. Nu am oglinzi, am vreo mașină în spate în parcare? Ok, mersi frumos. Ia invers, ia partea cealaltă. Așa, așa, dă-i așa. Dă-i, ia cu ea invers, dreapta, așa. Plecați cu ea acum. Bă, să fiu toată ziua prin cartier, vreți să mă duc acasă? Bă, și unde treabă? Am întrebat dacă vrea să-l duc acasă, dar apoi mai are treabă prin cartier. Băi, trebuie să-mi găsesc ocupații și a venit vrum cu o idee foarte bună. O să merg și o să caut oameni și o să-i întreb dacă vor să-i duc acasă. Sunt în mașină, nu de două ore, am exagerat atunci, nu știu, de vreo o oră și ceva. Și trebuie să-mi găsesc ocupații, că dacă nu mă plictisesc și nu vreau să stau pe loc. Sunt aici pe motorina lui Zbârne, mai facem și noi dăm blaua cu mașina asta, că e tare rău. N-am nicio pretenție de la părul meu să stea, pentru că nu am uși, n-am geamuri, vântul o să bată non-stop, deci să nu vă așteptați să are neapărat bine pe vlogul ăsta sau în alte vloguri. Da, hai să mergem să facem Uber. Gata, băieți, ne-am promovat și afacerea, am pus mare story, dați-mi un follow dacă încă nu mă aveți la follow pe Instagram, am scris Uber, DM și Only Cosmopolis, pentru că nu e legal să ies cu mașina asta pe stradă, din câte știți, și acum o să aștept niște mesaje, dacă nu mă duc eu și iau oameni random de pe stradă, bineînțeles cu voia lor. Numai ce am plecat de la Zbâr din parcare, am uitat să dau pe parc, căutam un loc unde să stau și eu ca să ascult muzică, pentru că nu știu să mă conectez la cotoarba asta la muzică. Și mi-am pus pe telefon pe Spotify muzică. Băi, și stăteam și ascultam. Băi, și era un câine vere. L-am văzut că a vrut să vină spre mine, am accelerat. După am văzut că l-a tras un lanț înapoi. Bă, da, ce m-a speriat? Deci pur că n-am uși câinele la venea, m-a mâncat. Da, băieți, aparent Zbâr nu exagera și de multe ori eram și eu cu el și vedeam că lumea întoarce capul după mașină. Dar de fiecare dată când iau curba, toată lumea se uită după mașina asta și mi se pare incredibil. Am trecut pe lângă oameni cu X6, ultimul model, A8, un Bentley a trecut pe lângă mine. Băi, toată lumea se uită la mașina asta și îmi zâmbesc. Merge cineva în Cosmopolis? Uite-mă că voiam să fac și o faptă bună. Să-i duc eu acasă și nu vorbeam română. Le încercăm norocul în altă parte, băieți. Poate nu în stația de autobuz. Eu nu am văzut nouă scutera lui Gami. Vreau să merg și o să-i văd scuterul lui Gami. Bă, iubitor pe ăsta cum iese, nu se asigură. Ce zici ai la asigurare? Vreți să vă dau o tură? Am înțeles, o zi frumoasă. Bă, aș vrea să mă dau și eu mă cu el, dar n-am cum. Vreau să-l iau și să-l duc undeva. Cred că și prea nesimțit, nu să-l iau să-l ascund. Că Gami acu' e plecat în Amsterdam, s-a dus în vacanță, are bani. Să fac asta? Da. Uite lumea la noi. Da, știu. Credeam că cineva a dat 150.000 de euro pe mașina asta acum 12 ani. Da. Și ce cum a ajuns? Zi, mă, că am scaune electrice. Da, eu n-am pe pasatul meu scaune electrice. Pasatul meu, n-am așa. Nu! Vine mașina. Bagă înapoi. Stai. Ia-mă, frică de tine. Ar prins încă l-avem, până s-a gândit să-l lase. Băi, avem antizombie, nu vezi? Aveți nevoie de Uber? Fuck! Aveți nevoie de transport? Degeaba are el Audi A7. Uite ce avem noi. Și dacă vreau să pun fână până așa? Nu! Nu face Flintstone. Timpul zilei e ok, că lumea e la serviciu și sunt locuri de parcare libere și nu prea în curte. Dar seara când vin oamenii de la muncă o să fie greu, că o să am drumul îngust. Robi, nu mai ieșim! Robi, murim! L-am băgat și bărbaie. Care va dă nașpa, o să te plui de praf. Observ, scoate-mă, dă-i stânga! Mamă, sper să nu zică domnul cu tractorul nimic. Mamă, să nu vină și el aici! Aolo! Aolo! Dă-i! Dar să nu dai dintr-o dată tare, că ești prost. Așa, bravo, dă-i acum spate, mamă, lejer, ești nebun. Hai mă, dă-i, dacă deschide ușa. Băi, gata! Dar tu nu vrei să conduci mașina? E un pic greu. Poziția e. Dar nu da în spate, prostule, du-te în față. Bă, vezi, stai grijă, n-ai oglinzi. Bă, vezi să ții distanță că tu în spate ai ușile alea și e rău. Ce fac? Nu-ntoarce, fi prost. Nu văd cum le dau cu spatele. Exact, nu mai da, că tu n-ai de unde să știi dacă ai mașină în spate. Bă, dacă mă dau eu jos și eu n-am voie să mă dau jos. Bă, acolo, la lac, acolo sunt mașini scumpe și le zgâriem 100%. Paolo, vine spre noi. Robi! Vine spre noi. De ce le dai flash-uri? Dă-te jos, că... Opa, bă, e în parc! Robi, nu pot să mă dau jos. Hai, dă-i, bravo, dă-i. Deci motor aici, 5.000 de... Nu? Bună ziua, vă ducem undeva? Nu, ce fac cineva? Să rămână, vă ducem undeva? De ce nu vrea? Mamă, uite, asta e cam frumos și cât mi se pare. Că eu n-am ochelarii. Mamă, dar așa am trei. Asta înseamnă să fii respectat. Frumele tale fac așa? Salut, bună, vă ducem undeva? Unde? Pe bune? Nu? Nu. Am înțeles, o zi frumoasă. Ideea e că am plecat cu două mașini, am parcat-o pe mea undeva și mi-am dat seama, bă, eu n-am cum să mă dau jos de aici, am apucat să-mi dau jos centura. I-am zis, stai, du-te, ia-o tu și acum o să trească să mergem, nu știu dacă se vede, dar în spate e mașina mea. Da, că trebuie să-i dai. Mamă, și am băgat și mașina mea în spate. Mamă, și n-ai cum să mă ghidezi. Hai că mă descurc. Să nu-i mă motorul la fraier că intră în mine și intră cu mașina mea. Unde s-a dus? Hai, du-te, pleacă. Du-te, saic. Și acum vine operațiunea grea în care trebuie să întorc eu și trebuie să rog pe cineva să mă ajute. Nu văd pe nimeni. Parchează acolo, ca să mă ghidezi. Prost, i-a făcut coloană, nu vine să cred. Ori oprești traficul, ori mă ghidezi. Agent, trebuie să-mi zici dacă vine mașină. Da, cu tare, da, cu tare.
Ce prost sunt? Am pus frână cu stângul. Doamne, cât de prost m-am simțit și eu și să ai că am blocat traficul. Am grijă că dacă dau cu asta la mea, îmi pare rău. Nu mă depăși, tu fii doar în spatele meu. S-a făcut foame, dar ideea e că aici în cartier n-avem ceva drive-thru, să putem să mergem din mașină. Dăm comanda aici la bloc? Nu prea eu pe băiat și zic că ai penele mele și o să zic că da? Da, că zice nu. Aștept să vină următorul băiat cu penele mele. Tipsu! Ajung să-l iau. Salut! Ai o comandă cu pene siciliene? N-am voie să ies din mașină, frate. Am realizat că aveam o problemă. N-avem tacâmuri să mâncăm și eu am paste, el la reșniță. Nu puteam să mănânc cu mâna pentru că nici nu m-am spălat pe mine. Da, lasă-mi pâinea. Săru mâna. Ce fac, a venit băiat? Chiar a venit, ce faceți? Uite, ce să fac, că-ți pune amionei acasă. Mă ajut și pe mine să duc ăștia acasă. Stați că pot să vă ajut să puneți alea, mă. Păi bro, ce tuning e ăsta, mă? E un tuning mai curajos. Foarte tare. Pentura, vă rog, că n-avem portieră. Perfect, băieți, mergem. Ducem oamenii acasă, că nu vreau să vă arăt unde stă, că voi merge și colindați după. Bă, nu vine să cred că eu chiar fac Uber cu mașina asta. Bă, simțiți bine? Vreți să vă dau apă, ceva? Bă, nu vreau să... Salut, frate! Confortabil. Confortabil? Da. Bucur. Am ajuns în siguranță. Am permisul de... nu vă zic cât timp. Mulțumesc, Robinet, pentru ajutorul acordat. Cu plăcere. O zi frumoasă, la revedere. Băiți, am observat că tactica iau oameni de la Lidl și doi acasă, că au cumpărături și au venit pe jos să-și facă cumpărăturile, să plece cu sacoșa. Merge. Așa că o să stăm și o să mai campăm pe aici, pe la Lidl, poate mai dăm de cunoscuți, poate avem cum să-i ajutăm. Găsim noi ce facem, 100% luăm pe cineva de aici. Vorbește lumea în engleză de mașina mea, eu nu știu engleză. Și cred că am găsit cel mai bun plan. Când îl făceam, mă gândeam că o să stau afară din mașină și mă duc acolo la intrare în Lidl, dar cred că dau cu spatele și mă duc și țin așa. Poate mă vede lumea, poate au nevoie de transport prin Cosmopolis și văd eu cum îi duc acasă cu sacoșile, doar să nu le pierdem pe drum. Nu? Bă, toată lumea se uită la mașină, dar scrie prea mic pe telefon. Dacă aveam voie să mă dau jos din mașină, mă duceam stăteam acolo la intrare. Ai treabă prin cartier? Da. În față te chinui un pic să intri. E ca în Lamborghini. Mergem departe? Nu. Eu știu și o scurtătură, putem să mergem pe acolo, dar... Seria 7 cabrio, nu mai era. Seria 7 e primul din lume. Și ultimul. Îmi spui tu unde opresc, că habar n-am. Mersi frumos. Mai mulțumim. O zi frumoasă mulțumim. Să aveți, la revedere. Te putem ajuta? Sigur. Ceva, sigur, mersi frumos. Mersi frumos. Salut, salut. La revedere. Toată lumea e cu ochii pe mașina asta. Mă duc la Lidl să mai caut client. Bă, rămân fără motorină. Da, și uite, nu l-am întrebat pe zbăr. Bă, cum pun motorină în asta? N-am cum să ies cu ea să mă duc la benzinărie. Vreau să facem poza. N-am voie să mă dau jos din mașină că stau 24 de ore în mașină. Deja stau de e 5. Da, de dimineață. M-ai văzut? Da. Trebuie să stau până mâine dimineață la ora 10:30. Crezi că o să reușesc? Dacă ești vlogger. Păi sunt vlogger, dar știi ce zice? Că unii mai trișează, mai fac de-astea false. Bă, ce faci? Bine, tu? Nu prea par bine. Poți să-mi aduci și mie un bidon de motorină, te rog, în Cosmopolis? Mai spar cu ghele, asta m-ai omorât. Vreau rămas fără motorină la asta, gen, mai am câțiva kilometri range și mie să nu se oprească motorul, că n-am cum să-l pornesc. Bă, eu mor, mă, cum fac rost de motorină? O să se oprească motorul și pe lângă asta mă și cu mine rău de tot. Credeți că pot să găsesc motorină pe undeva de pe aici? Romane, nu romane. Ăsta mi-e norocul, băieți. Cred că mă duc pe bancheta din spate, măcar că mă doare spatele rău de la scaunul ăsta. E confortabil, dar am stat toată ziua drept. Vreau să mă duc și eu pe bancheta din spate, adevărat, să mă întind. Dar e sac prost și-a dat ulei pe banchetă. Hai, poate îmi răspunde Sebi. Da, băieți, pare că ăsta mi-e norocul. Băieți, deja s-a făcut foarte frig, credeți-mă, eu tremur în mașină pentru că am blugii rupți. Trebuie cu asta pe TikTok, e 6:22. Trebuie să mă aștept să treacă timpul, eu nu mai pot, eu nebunesc. Mi-e frig rău. Stai, stai, stai. Salut! Mă ajungi și pe mine cu ceva, te rog? Mie o să mi se oprească motorul, din câte vezi mașina nu e. Da, e ceva. Nu pot să o scot pe drum și am nevoie de un bidon de motorină, dacă poți să mă ajuți. Ideea e că, uite, îți dau bani, nu găsesc portofelul. Da, nicio problemă, te ajut. Mergi la benzinărie, să iei un bidon de motorină și mi-l aduci, îl pun și okay. E toată problema rezolvată. Corect. Ai o umbrelă la tine? Filmez acum un clip ca să și zic de ce am nevoie. Eu trebuie să stau 24 de ore în mașina asta și nu știu dacă plouă la noapte. Și am nevoie de o umbrelă am sau umbrelă. Ceva. Ok. Uai, nu vine să cred. Pă bune, acum unde mi-e portofelul? Mamă, și neagră. Numărul 1, mersi frumos. Cu plăcere. Mă găsești aici pentru motorină. Revin. Bine, te pup. Mersi mult. Pa, pa. Salut. Doamne, voi băieți, am rezolvat și pe asta cu motorina. Nu o să se oprească motorul. Sper că nu o să se oprească până vine băiatul ăla. Bă, avem o benzinărie destul de aproape de noi. Mergem față un kilometru și ajuns la benzinărie. Deci în vreo, nu știu, 10 minute cred că ar trebui să se întoarcă. Eu o să stau aici, îl aștept. Vreau să mai fac ceva, vreau să interacționez. M-am plictisit de tot. Oricum i-am greunat challenge-ul foarte mult. Plus că acum au venit și oamenii de la muncă și s-au ocupat locurile de parcare și nu prea am unde să mai staționez. Eu acum sunt în câmp. Și dacă aveam o mașină normală, asta are aripi, avion, n-am cum să o pun oriunde pe stradă, pentru că
blochezi circulația și n-au oamenii loc de mine, plus că n-am oglinzi. Mă, cum a condus Bârb până acum mașina asta, eu nu înțeleg. Am revenit de pe telefon pentru că mi-a murit camera, că n-am avut unde să o încarc. Ghisem, mi-a murit și mașina. Nu mai merge motorul. Bă, motorina încă mai are un pic, cred. Dar trebuie să vină băiatul ăla cu bidonul să-mi aducă motorină. Deja a trecut jumătate de oră și nu mi-a adus nicio motorină. Gata, băieți, a venit Daniel Salvatorul. Normal, eu nu aveam voie să fiu aici în picioare lângă ea, dar n-am ce să fac, efectiv. Să nu rămânem cu amândouă aici. Trebuie să țeargă că ți-o pune aici pe tablă și pornește. Nu, n-ai cum. Hai că mă duc înăuntru, să apăs eu pe buton. Dai. Hai, mă. Bun. Băieți, eu nu mai stau aici că v-am zis că mi-e foarte frig. Acum trebuie să mă gândesc unde mă duc și ce fac. În caz de plouă, ok, am umbrela. Dar o să plouă în mașină și nu vreau să mă curentez, așa că mergem la subsol. Să-l rog frumos pe Daniel să vină să mă ajute că eu n-am oglinzi și nu văd să parchez și trebuie să mă parchez undeva. Băi, ce m-am chinuit să parchez, nu-mi vine să cred. Dar oricum o să fiu aici și dacă îmi cere cineva să mă urc mașina, o să mă. Ideea e că aș vrea să mă uit la ceva, dar n-am semnal, poate am noroc să am ceva, dar am văzut prin telefon. O să mă pun să dorm, probabil mă împrietenesc și cu șobolanii de pe aici. Nu știu dacă se mai pune că am câștigat cele educatul ăsta atunci că ieși semn de mașină. Rămâne la decizia voastră. În noaptea asta ne mai bucurăm de o pâine și n-am apă. Am dormit cu capul pe pâinea asta. Bă, frig, nu pot să zic că mie, dar mănâncă nasul rău de când sunt aici. Mi-am luat un felie de pâine să mănâncă un pic de zi, credeți-mă. Între timp ați văzut că m-am pus și pe bancheta din spate. N-am cum să chem oamenii aici pentru că nu am semnal. Nu am adus capul să chem pe cineva înainte să ajung aici. Și nici n-am cum să vă arăt ceasul că filmez cu telefonul, că mi-a murit camera mai devreme. Efectiv, nu știu ce fac. Cred că mă pun înapoi și dorm. Money line, I'ma run it every time.